Securitatea alimentară a Republicii Moldova este pusă în pericol. Atenționarea vine din partea ministrului în exercițiu al agriculturii Ion Perjo, potrivit acestuia după ce ANRE a aprobat noua metodologie de calcul a prețurilor, petroliștii a refuzat să vândă carburanții angro fermierilor. Astfel, agricultorii atenționează că recoltarea cerealelor de toamnă este dată peste cap și amenință cu proteste. Producătorii agricoli beneficiază de la lanțurile de distribuție de cantități mici de carburanți, în special motorină, acestea ducând nemijlocit la perturbări după aceste modificări. Producătorii agricoli nu pot să se asigure cu cantitate de motorină la prețurile angro. Potrivit lui Perjo, fermierii au nevoie de peste 30 de milioane de litri de motorină pentru a efectua lucrările de recoltare. Activitatea producătorilor agricoli și securitatea alimentară a țării este pusă în pericol. Solicit ca instituțiile care sunt abilitate cu aceste responsabilități de urgență să ia aceste măsuri. Altfel, producătorii agricoli ne-au prea întâmpinat că vor lua măsuri mult mai drastice, inclusiv și prin ocuparea drumurilor sau ieșirea la proteste masive. Totodată, într-un comunicat, Federația Națională a Patronatelor și Sindicatelor din domeniul agriculturii s-a arătat indignată de comportamentul companiilor petroliere pe motiv că ar refuza intenționat vânzarea produselor petroliere angro și îi impun pe fermieri să se alimenteze doar de la benzinării. Instituția solicită Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică să intervină de urgență pentru a soluționa problema. Reprezentanții ANRE au declarat că vor analiza situația și vor reveni ulterior cu o reacție.